Un bărbat adevărat iubește. Un bărbat adevărat prețuiește. Un bărbat adevărat protejează. Bărbații adevărați primesc fularul albastru. Tu îl vei primi? O campanie ADRA România împotriva violenței în familie. Am revenit, dragi telespectatori, suntem din nou la emisiunea Se poate altfel și continuăm discuția noastră. Vă promiteam înainte de pauza de publicitate că vom dezbate puțin cadrul acesta al abuzului fizic și nu numai, care se manifestă în unele familii. Am observat care sunt proiecte sau direcțiile ADRA România și de asemenea care sunt acele acțiuni pe segmentul acesta al violenței, al luptei împotriva violenței domestice, dar mai presus de orice, în seara aceasta nu vrem să ne limităm doar la o campanie sau doar la o conferință de presă și atât, ci să vedem care sunt și acele cauze, dar și posibile rezolvări pentru acei oameni care trăiesc un astfel de, au parte de un astfel de comportament. Așa că mă îndrept către doamna psiholog cu întrebarea următoare. Unde ar putea să apeleze acele victime care suferă de ani de zile în așa fel încât să se termine sau să se sfârșească o dată pentru totdeauna iadul acesta prin care trec sau coșmarul prin care trec? Sunt mai multe instituții la care pot apela. M-aș referi în primul rând la cele ale statului. Aș începe cu poliția, pentru că e o problematică care trebuie să ajungă și în acest spațiu juridic și să se ia niște măsuri împotriva acestor comportamente nepotrivite. În același timp, poate, dacă este o persoană credincioasă și merge la biserică, poate chiar să vorbească cu preotul, cu pastorul, cu persoana care răspunde, ca să zic așa, de membrii respectivei comunități, să vorbească despre ceea ce se întâmplă pentru a putea primi niște sfaturi minime. Poate să meargă la direcția de asistență socială, unde cu siguranță va primi toate informațiile de care are nevoie și care o poate îndruma și în demersurile acestea legislative. Și nu în ultimul rând, sunt organizațiile non-guvernamentale, care multe dintre ele au și adăpost sau centru de recuperare sau centru de consiliere și în aceste locuri, pe lângă faptul că primesc îndrumări despre demersurile sociale, juridice, au și asistență psihologică, socială, adăpost, li se asigură și hrană, astfel încât să fie un prim pas către rezolvarea problemelor cu care se confruntă. Bineînțeles, nu este o problemă care să treacă de pe azi pe mâine și când vorbim de violență, nu trebuie să omitem caracterul repetat al acestor acțiuni, pentru că altfel ar fi, nu știu, o gâlceavă sau un lucru regretabil, dar când vorbim de violență în familie, vorbim de acțiuni repetate, de comportamente nepotrivite care se petrec și azi și mâine și au o anumită ciclicitate. Tocmai de aceea vorbim și de un ciclu al violenței în familie, de anumite faze care sunt trecute de actorii implicați în acest comportament. Deci sunt organizații implicate care țin atât de stat cât și de, în același timp, dacă sunt urme vizibile, am omis să spun lucrul acesta, atunci trebuie sau ar fi de dorit să meargă la Institutul de Medicină Legală pentru a face un certificat medico-legal. Acesta poate să fie folosit mai departe dacă este nevoie pentru obținerea unui ordin de protecție, pentru că sunt anumite dovezi care trebuie prezentate și situația de violență trebuie dovedită, sau poate să nu-l mai folosească dacă consideră că nu dorește totuși să se folosească de acest act, dar e bine să existe pentru a vedea mai departe ce e de făcut.
În momentul în care femeia pleacă de acasă, e bine să nu ia foarte multe decizii importante, pentru că luând decizii importante în perioada de criză, nu vom reuși să le susținem. Ne vom da seama când ne vom liniști că poate nu vrem chiar să plecăm de tot sau poate vrem totuși să mai facem ceva, iar dacă luăm o decizie definitivă, cum este totuși divorțul, nu te poți plimba de la tribunal la casă și tot așa. Este bine să fii cât mai convins că drumul pe care ai apucat este cel mai potrivit pentru tine. Tot pe linia aceasta de discuție, observ pe pliantele pe care dumneavoastră le folosiți în campania aceasta și în județul nostru, prin partenerii care au fost enumerați mai devreme și aș adăuga aici cei de la Antidrog Buzău au fost destul de deschiși pentru a vă ajuta și de asemenea și-au oferit și voluntarii lor în campania aceasta de luptă împotriva violenței domestice. Observ pe aceste pliante că aveți și un număr de telefon și de asemenea o adresă de e-mail. Ar putea persoanele din Buzău să apeleze la acest număr pentru a fi ajutat într-un fel sau altul sau poate prin asociația de care răspunde și doamna Adina Bălan, ar putea aceștia din Buzău să facă parte din tratamentul acesta pe care dumneavoastră îl dezvoltați? Vă rog. Fără nicio problemă, oricine poate apela la serviciile noastre, orice persoană care are nevoie de ajutor. Sunt situații despre care vorbea colega în care femeile e bine, e mai bine pentru ele și pentru viața lor să plece de acasă. Sunt situații în care au nevoie doar de un sfat, de o consiliere, au nevoie doar să știe care sunt alternativele, pentru că de multe ori nu sunt pregătite să plece de acasă, nu văd o soluție în plecatul de acasă. Pot apela la noi de multe ori, în multe cazuri lucrurile se rezolvă printr-un simplu telefon, alte ori e nevoie să plece de acasă și, bineînțeles, le primim fără nicio problemă, indiferent de județ. Ați avut și cazuri din Buzău sau persoane, femei în speță, care au apelat la dumneavoastră pentru a fi tratați? Da, am avut și persoane din Buzău, din oraș și din localitățile din împrejurim. Ce aș vrea să vă întreb este următorul lucru. Ce faci atunci când victima refuză orice fel de ajutor din partea persoanelor abilitate sau instituțiile abilitate pentru un astfel de ajutor? Nu vrea să audă deloc de implicarea unor autorități, cum ar fi poliția locală și așa mai departe, tocmai ca să nu se facă de rușine. Pe de altă parte, nu are unde să plece, nu are unde să se ducă, pentru că depinde financiar de soț. Ce poți să faci în acele cazuri pentru ca să existe o rază de speranță pentru acea femeie? Sunt într-adevăr cazuri când femeia încă nu a luat o decizie de a părăsi casa sau de a încheia relația de abuz. Cred că datoria noastră, ca și specialiști care lucrăm în domeniul acesta, este să informăm, să explicăm care sunt pașii, ce se poate întâmpla, care sunt riscurile, care sunt avantajele, care ar putea să fie problemele în momentul în care pleacă de acasă, care ar putea să fie problemele și mai grave dacă n-ar putea să plece acasă în funcție de situație. Și în momentul în care ne-am asigurat și iarăși prezentând un plan de siguranță, e un lucru pe care îl folosim foarte mult în ceea ce facem noi, să învățăm victima cum să se protejeze. Dacă nu este hotărâtă să plece, nu poate să plece, sunt diverse motive care o țin acasă, măcar să știe ce poate să facă astfel încât să își asigure o anumită siguranță și în momentul în care ar trebui să pur și simplu să închidă ușa și să plece sau dacă este dat afară să poată să pornească de undeva, să aibă niște acte, poate în altă parte, nu acasă, sau niște copii, pentru că în momentul în care a plecat cu papuci sau fără papuci să poată face diverse demersuri legale, iar lucrul acesta n-ar fi posibil dacă nu ar avea niciun act, ar fi întârziat, ar trebui să treacă zile, săptămâni până să scoată duplicate. Dacă e vorba de copil, iarăși actele de naștere sau buletin, eu știu, poate un minim de îmbrăcăminte, mai ales când este vorba de mamă cu copii, pentru că dacă pleci dintr-o dată, nu știi unde te vei duce și ai nevoie să știi sau trebuie să vezi că copilul tău are ceva pe tine, mai ales acum intrăm în perioada aceasta de iarnă și deja afară este foarte frig și să ieși pur și simplu dezbrăcat din casă e un lucru nu tocmai de dorit și sunt foarte multe persoane care pleacă în felul acesta, nu s-au gândit dinainte să pregătească undeva, poate la o vecină, poate
la o cunoștință, un minim bagaj, o minimă sumă de bani, dacă este vorba să plece foarte repede și poate să ia totuși un taxi sau o mașină, ar fi de dorit, astfel încât persoana care nu dorește plecarea, dacă e vorba de persoana agresivă, s-ar putea să-i țină calea și să nu se poată deplasa. Și atunci să poată plăti un taxi astfel încât să meargă până într-o zonă sigură în care să poată să primească un ajutor. Deci, principalul lucru pe care îl facem în momentul în care ajung la noi persoane care nu au luat totuși o hotărâre este să informăm și să spunem tot ceea ce este de știut în situația respectivă, astfel încât în momentul în care se hotărăște să știe că există servicii speciale pentru ele, servicii gratuite pentru care nu trebuie să plătească. Foarte multe femei nu cunosc informația aceasta, nu știu că pot să fie consiliate psihologic fără să plătească sume mari de bani, că să stea undeva într-un loc bun, călduros, să primească hrană și iarăși să nu plătească consiliere juridică, socială și așa mai departe. Și e bine să știe că lucrurile acestea există pentru ele. Foarte bine că ați enumerat toată această ordine a valorilor, aș putea să spun, din partea acestor instituții și organizații non-guvernamentale care vin în ajutorul acestor persoane abuzate. Domnule Sorin Goleanu, aș vrea să vă întreb în legătură cu parteneriatul pe care l-ați făcut aici la nivel local cu Inspectoratul de Poliție al Municipiului Buzău, cu Antidrog Buzău și cu ceilalți parteneri pe care dumneavoastră i-ați mai amintit. Care a fost răspunsul Inspectoratului de Poliție în campania aceasta? Mi-a făcut plăcere să aud din partea dânșilor că nu doar susțin de undeva din umbră campania noastră, nu doar sunt de acord cu ea și vor vorbi despre ea în zona în care dânșii sunt cu acțiunile lor, nu, ci se vor implica într-un mod activ. Mai mult decât atât... Mai precis despre ce vorbind, acțiunii... Vorbind despre împrăștierea acestor fluturași care conțin informații prețioase pentru cei care se confruntă cu astfel de situații, ei vor merge alături de noi și vor împărți cu noi. Poliția va fi lângă noi și ne va oferi în caz de nevoie protecție, dar toate acestea, faptul că ei nu doar sunt cu numele, ci sunt în fapt alături de noi, pe mine mă încântă și mă ajută să cred că și la nivelul județului Buzău lucrurile se vor desfășura foarte frumos, pentru că în echipă sunt și dânsii cu noi, fizic. Deci nu este vorba doar de o campanie care ține doar de promovarea unor informații, ci există un plan de bătaie pe termen mai lung și în localitatea exact. Noastră. Exact. Și aș vrea să spun că la un moment dat, după conferința de presă, domnul comisar a luat un braț mare de astfel de afișe și de pliante și dânsul mi-a spus: eu voi merge în zona aceea, voi merge cu ele, și ne-a explicat exact unde va pune aceste afișe, începând chiar cu asociațiile de bloc. Dânsii se vor implica astfel încât să se poată oferi informația acolo unde sunt posibili beneficiari ai ei, chiar și în stațiile de autobuz, chiar și în stațiile de microbuze care fac trasee dinspre sau înspre Buzău. Câte cazuri, câte persoane aveți dumneavoastră în casa ADRA, casa aceasta care aparține agenției dumneavoastră și care luptă împotriva violenței în familie? Câte persoane susțineți zilnic acolo și pe care le feriți de un abuz fizic sau nu numai? Am înțeles. Spuneam că în ultima perioadă, practic, de când avem această acreditare, un total de aproximativ 350 de victime ale violenței în familie, însă la Casa ADRA este un minim de 8 persoane care sunt lunar. E foarte posibil ca acele 8 să rămână la noi pentru nu doar o lună, ci 2 luni, unele mai puțin, altele mai mult, însă nu mai mult de 2 luni decât dacă sunt situații extraordinare, întrucât acreditarea noastră este pentru servicii de urgență. La noi victima vine, cum s-ar spune, în pijamale, victima vine chiar atunci sub influența stresului imediat, iar noi încercăm să o ajutăm astfel încât
pentru o perioadă ea să se reculeagă, să vadă exact ce se poate face, cum spunea colega noastră Alina Bordaj-Mohorea, să se facă un plan de siguranță cu ea, împreună cu psihologul, împreună cu asistentul social, de ce nu, împreună cu juristul, asistată fiind și de un asistent medical, să poată să-și reorienteze drumul, de obicei fără soț, dar se va vedea exact cum. Deci suntem eficienți pentru un număr de aproximativ 8 persoane pe lună. În dreptul victimelor aveți anumite servicii pe care le dezvoltați tocmai pentru ca să nu mai manifeste un astfel de comportament? Ați făcut ceva în dreptul soților care sunt persoanele de regulă abuzive? În general, în pachetul nostru de servicii există și consilierea de cuplu sau consilierea cu agresorul, dacă acesta permite lucrul acesta. Nu peste tot se poate, și colega poate să spună mai bine lucrul acesta, nu peste tot se poate, în orice caz, pentru că nu toți își doresc. Sunt unii care în momentele lor de liniște, fiindcă, așa cum se spunea la un moment dat, pot fi ciclice aceste perioade de violență, non-violență, în perioadele de liniște, de acalmie, de lună de miere, cum mai este numit în termen de specialitate, dar nu neapărat a fi ca la căsătorie, bărbații își spun, am fost un nemernic, te rog să mă ierți, și atunci acceptă să se discute mai mult, să se vorbească mai mult. Și sunt situații când soția s-a întors la soț după ce a fost și o astfel de consiliere de cuplu sau o consiliere specială făcută pentru agresor și lucrurile au mers bine. Însă sunt regretabil, nu foarte multe astfel de cazuri în care soțul să se întoarcă, dar serviciile noastre sunt îndreptate și către ei. Pentru că suntem la finalul acestei emisiuni, aș vrea să vă mulțumesc pentru că ați participat și de asemenea pentru campania aceasta. Care ar fi gândul dumneavoastră de final, referindu-ne la campania pe care o desfășurați, dar și către buzoieni? Pentru că în acest moment sunteți aici alături de noi. Vă rog. Ne bucurăm să fim aici împreună cu dumneavoastră. Ne-am bucurat și de contactele pe care le-am stabilit cu ceilalți parteneri la nivel local. Sperăm ca această campanie să fie doar un punct de pornire spre ceea ce dorim să facem mai departe împreună, ca tot mai mulți oameni de aici să cunoască ceea ce se întâmplă dacă se manifestă această violență în familie, să cunoască atât victima cât și agresorul, copilul să poată fi protejat și împreună să putem să ne bucurăm de aceste principii pe care dorim să le promovăm și în campanie, de iubire, prețuire și protecție pentru ceea ce avem mai frumos și mai drag, și anume familia. Din partea Asociației Solvody? Am uitat la acest pliant și, nu știu, cred că sunt multe persoane care se uită acum la emisiune și cred că primul nostru rol este să le informăm care le sunt drepturile. Cred că dacă știi care sunt drepturile, poți să știi ce poți face mai departe. Cam acesta ar fi mesajul nostru. Dacă cineva poate nu crede că este într-o situație de violență, dar poate bănuiește că este într-o situație de violență sau chiar este, să apeleze acest număr de telefon și va primi informațiile de care are nevoie pentru a merge mai departe. Mulțumesc. Ultimul cuvânt. Eu aș spune doar la nivelul foarte practic și m-aș adresa în mod special celor care ne urmăresc acum. În primul rând aș mulțumi celor care deja și-au propus să ajute în campania aceasta, însă în mod special m-aș adresa posibililor voluntari care acum ne urmăresc și poate că încă mai stau în expectativă să mă implic și eu sau nu. Și poate că în momentul acesta nu știu cum exact. Aș vrea să le spun concret că pe data de 14, apoi 15, 16, 17 și apoi o altă perioadă, 21-24, la nivelul întregii țări, dar și aici în Buzău, în mod special în Carrefourul din localitatea dumneavoastră, vor fi voluntari care se vor implica oferind alături de poliție, alături de reprezentanții antidrog, care se vor implica și vor oferi aceste materiale celor care au nevoie. Cu siguranță că dacă veți veni și vă veți adresa organizatorilor locali, va fi și un număr de telefon care va fi oferit. Cu siguranță vom îngroșa rândurile celor care vor susține campania aceasta. Cuvântul meu este la nivel practic. Veniți alături de noi să-i căutăm pe bărbații adevărați. Aș vrea să vă apreciez și de asemenea să vă mulțumesc pentru cuvintele acestea și îndemnurile pe care le-ați oferit și totodată răspunsurile pe care le-ați dat în această emisiune.
Dragi telespectatori, la finalul acestei emisiuni am înțeles încă o dată ce înseamnă lupta împotriva violenței domestice, care ar trebui să fie comportamentul adecvat al soțului, al tatălui și de asemenea aceste gesturi care ar trebui să fie unele de iubire, de tandrețe în cadrul familiei. Până săptămâna următoare, când vom avea aceeași tematică pentru emisiunea Se Poate Altfel, vă doresc tot binele din această lume. Un bărbat adevărat iubește. Un bărbat adevărat prețuiește. Bărbat adevărat protejează. Bărbații adevărați primesc fularul albastru. Tu îl vei primi? O campanie ADRA România împotriva violenței în familie.